Mă numesc Costache Noi Rădâș, am 35 de ani, am meseria macarageu. La ce ne ține aici? 65 de metri, cam așa ceva. Dacă ai rău de mulțime, nu ai ce să cauți, în primul rând. Dacă nu stai bine cu mulțime, nu-i de tine, adică. În 2012-2013 m-am apucat de macarale. În timpul facultății, avut nevoie de bani, cum să câștigă banii cei mai ușor, pe șantier, necalificat. Am luat așa, unde mă încadrez. Și când am ajuns la macarageu, am văzut că, băi, aici lucrez cu capul, nu fizic, știi? Și zic, hai că mă bag și eu. M-a văzut patronul, a văzut că mă descurc, m-a trimis la școlarizare. Bine ați, domnul Radu! Nața Natorine, bine ai venit! Ce te-a găsit? Răduc cu amor rugăminte la tine. Ca să nu încurcăm treburile, stau jos, pentru că trebuie să te dirijez, să încărcăm la pompă aici, pe Ionuț și pe ăsta. Și obi cu Vasile sus, să punem în sufă, nu sunt legături mari de Docadec. E mai jos. București. Asta se vede ceață, să vezi munții, ce frumos să văd munții. După ploaie, întotdeauna aerul e curat și se văd munții cu creasta munților plină de zăpadă. Tu stai aici singur, ești tu și cu Dumnezeu. Tu comanzi, tu execuți, trebuie să ai grijă de ceea ce faci, ești răspunzător. Sunt licențiat în drept. Era la vremea aceea, în 2008, când am terminat, 40.000 de euro stagiatura. Să o faci, de unde să dai aia? Pentru un an jumate. Apoi trebuia să mă scriu în barou avocaților și să practic. Părinții mă susțineau și cât puteau, adică din puținul lor îmi dădeau, adică, dar nu mai mult. Mai bine, na. Știu că muncesc și mi-am luat banul, ce e în mână nu-i minciună, ca dacă să stau la vis. Meseria așa și cum e asta, se fură. Am două joystick-uri, clasicele manete, care toată lumea spune ce mare lucru să tragi de două manete. Păi nu e simplu așa. Trebuie să știi cum să tragi de manetele astea. Trebuie să ai grijă de cei care lucrează cu tine. Sticla de apă, da, două, trei sandwich-uri, ceva dulce. Și cam asta e, nu avem sufragerie, baie, living, adică... Asta e baia, în ghilimele. Tot timpul trebuie să existe comunicare între noi, dar avem și stații aici. Schimbă repede frecvența, fiecare macară are frecvența ei. Ai, la un moment dat, și câte 6-7 comenzi în cârcă. Adică tu trebuie să le ții în minte. Mi-a cerut Nea Dorin primul, domnul Gheorghe al doilea, Nea Ion al treilea, Nea Vlad al patrulea, Nea Eugen al cincilea. Trebuie să fii, în primul rând, tare cu psihicul. Chiar dacă cei de jos beară, hai mai repede, mișcă-te, tu trebuie să te gândești, în primul rând, că e siguranța lui și tu îți faci meseria cum trebuie ca să nu-l rănești. Asta e. Trebuie să știi, dacă tu ești acolo, automat trebuie să duci brațul, de exemplu, la căruțul cu braț la 20 de metri, da? Celălalt din spatele tău la 10 metri, automat se schimbă și raza, se schimbă și tot. Deci nu trage două manete și gata, domnule. Cât câștigă macarageul mediu în România? Între 5.000 și 6.000, cam asta ar fi. Începe programul la ora 7, să termină la ora 18, pauza 30 de minute. Deci tu urci și nu mai cobori, da? Nu, până de seară la ora 6, nu. Am fost plecat în Germania. N-am mai putut să mai plec din cauza la copil. A început să plângă când a văzut cum fac bagajele să plec. Avem un concediu de o săptămână și când a trebuit să plec, a început să plângă. Nu mai, am spus, nu se poate să îmbolnăvesc copilul. Pentru ce? Îl luam acolo 3.000. Sunt seara de seara acasă, când stau seara cu familia o oră jumate, că mai mult nu-mi permit că trebuie să te bași la somn, aia e, știu că sunt fericit cu ei și nu-i fac să suferă. Te uiți în jurul tău, vezi că tinerii de vârsta ta se mai apucă de meseria asta de macarajul sau mai puțin? Nu, deci din generația mea nu am. Trebuie să le facem și pe astea, să fim serioși. Toată lumea e făcută numai la birou și dacă ajungi la birou trebuie să fii
În primul să fii responsabil pentru ceea ce faci. Eu merg pe ideea, un ban muncit corect, dor capul liniștit pe pernă și știu cum fac meseria mea, nu-mi ia nimeni meseria din mână și cu asta basta. Pe jos, pe jos, pe jos, pe jos, pe jos.